Crucea regelui, Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Marcu are două părți mari. Primele 8 capitole, jumătate din Evanghelie, se ocupă de identitatea lui Iisus, regele. El este regele. A doua jumătate se ocupă de crucea regelui. O combinație foarte contrastantă. Regele stăpânește. Regele are putere și autoritate. Dar crucea regelui, regele răstignit, cel puternic și cu toată autoritatea omorât, îți creează și îți ridică niște întrebări. Fiul omului a venit nu ca să i se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Aceasta este crucea regelui. Suntem aproape de încheiere, capitolele 14 și 15 din Evanghelia după Marcu. De fapt, se pregătește scena pentru actul suprem de slujire, patimile și moartea regelui, pregătirea crucii regelui. Și după cum știm, Evanghelia după Marcu a fost scrisă în Roma în vremuri de persecuție. Poate tocmai de aceea tablourile sunt intense și se succed rapid, unul după altul, căutând să poată fi citite repede și să aibă impactul acela. Viața era agitată, creștinii erau omorâți. Și în vremuri de persecuție, Marcu așterne pe hârtie, la dictarea, dacă vreți, lui Petru, povestea crucii regelui. Patimile lui sunt înaintea noastră acum. Și tablourile se succed repede și sunt intense, spuneam. Și fiecare set de tablouri din sala de astăzi încearcă să ne învețe ceva. Ungerea din Betania, pregătiți-vă de moarte. Sângele noului legământ, masa pascală, după cum moartea mea a avut un rost, moartea voastră va avea un rost. Și ei erau omorâți atunci. După cum moartea lui Iisus are un rost, să lanseze un nou legământ. Moartea voastră, credincioșilor, are un rost. Și în acest context, cuvintele lui Tertulian au și mai multă forță. Pentru că în vremurile acelea, Tertulian spunea, citez, noi nu promovăm o nouă filozofie, ci o revelație divină. Tocmai de aceea nu ne puteți extermina. Cu cât ne secerați mai repede la pământ, cu atât mai repede creștem, pentru că sângele martirilor este sămânța bisericii. Omorându-ne, voi vă zădărniciți propriul scop, pentru că aceia care ne văd murind se întreabă, de ce o facem? Pentru că noi murim admirabil, nu ca niște sclavi sau criminali. Și când aceștia află de ce murim, ni se alătură. Am încheiat citatul. După cum moartea mea a avut un rost să lansez un nou de legământ, sângele meu care vă iartă păcatele, moartea voastră va avea un rost. Apoi, veți fi trădați, dar nu disperați. Și eu am fost trădat de toți ucenicii. S-au lepădat de mine, am fost trădat de altul. Veți fi părăsiți chiar și de cei mai apropiați oameni. Lepădarea ucenicilor. Veți fi arestați, condamnați pe nedrept și executați. Și așa s-a întâmplat cu toți, unul după altul. Dar mai va veni ceva. Va veni duminica, adică ziua Domnului. Nu vă voi părăsi. Veți învia ca să fiți împreună cu mine. Acestea sunt ultimele tablouri din Evanghelia după Marcu. Și aș vrea să le luăm pe rând și să învățăm câte puțin din fiecare. Pentru că fiecare tablou în sine constituie o predică întreagă. Cel puțin 10 predici se pot face din textul de astăzi, cel puțin. Dar fiecare tablou are măcar un accent cât se poate de practic pentru noi. Ungerea lui Iisus.
În timp ce el se afla în Betania, șezând la masă în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nard pur, foarte scump. Ea a spart vasul de alabastru și a turnat parfumul pe capul lui. Dar unii, indignați, își ziceau între ei, pentru ce s-a făcut risipa aceasta de parfum? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde cu peste 300 de denari, iar banii să fi fost dați săracilor. Și o mustrau pe femeie. Însă Iisus a zis, lăsați-o, de ce necăjiți? Ea a făcut o faptă bună față de mine. Căci pe săraci aveți întotdeauna cu voi și puteți să le faceți bine oricând vreți, dar pe mine nu mă veți avea întotdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte, în vederea pregătirii mele pentru înmormântare. Adevărat vă spun că oriunde va fi proclamată Evanghelia, în toată lumea se va vorbi, se va spune și ce a făcut această femeie în amintirea ei. Iisus mi se pare grozav. Ea a făcut ce a putut. Pe asta îmi vorbește mie volume întregi. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. 300 de dinari însemna plata, salariul pe un an de zile de muncă. Ca să ai vasul de alabastru în valoare de 300 de dinari înseamnă economiile pe mai mulți ani, pe foarte mulți ani. Ea a făcut ce a putut. Și când citesc cuvintele astea mă întreb, tu faci ceva cu ceea ce ai? Tu faci ceva cu ceea ce ai? Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Tu faci ceva cu ceea ce ai? Un act de închinare complet dezinteresat și jertfitor care te încurajează și te învață. Ce te învață? Poate că te învață următorul lucru. Când greul stă să vină, pentru că urma greul să vină, trădarea, lepădarea, arestarea, condamnarea, execuția. Când greul stă să vină și ai impresia că ești sau vei fi complet singur, de fapt nu ești. Întotdeauna și în orice situație mai sunt câțiva oameni loiali care simt cu tine, care stau lângă tine, care fac ceea ce pot cu ceea ce au, dar nu e singur, cuiva îi pasă. Când greul stă să vină și ai impresia că ești complet singur, de fapt nu ești, mai este cineva. Masa pascală este următorul tablou. Și masa pascală începe într-un mod neobișnuit. Și trebuie să te întreb, de ce detaliile acestea? În prima zi a sărbătorii azimelor, când se jerfește mielul de Paște, ucenicii lui l-au întrebat, unde vrei să ne ducem să-ți pregătim să mănânci jertfa de Paște? El a trimis pe doi dintre ucenicii lui în cetate și le-a zis, duceți-vă în cetate și acolo vă va întâlni un om care duce un vas cu apă. Urmați-l și acolo unde va intra el, spuneți stăpânului casei astfel. Învățătorul întreabă, unde este camera mea de oaspeți în care urmează să mănânc? Paștele împreună cu ucenicii mei. El vă va arăta sus o cameră mare și gata aranjată. Acolo să faceți pregătirile pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit totul așa cum le spusese Iisus. Și au pregătit Paștele. De ce pașii ăștia premergători? Camera de sus, mare și gata, pregătită, era acolo, era deja pregătită. La întrebarea ucenicilor, Iisus putea să spună, haideți că știu eu, veniți după mine, și să fi mers, să fi intrat în camera de sus și să fi servit masa pascală. Dar nu, Iisus îi trimite omul cu jurul cu apă, întrebați așa, vi se răspunde așa, de ce tot acest demers premergător servirii mesei? Pentru că Iisus, care știa ce urmează, vroia să ofere ucenicilor atunci și nouă astăzi un capădeață, un pic de încurajare, un pic de liniște în fața greutăților ce urmează să vină. Și anume, chiar dacă situația pare scăpată din mâini, să știi că există un plan.
bine făcut și în detaliu gândit. Și asta îți poate da curaj, pentru că nimic din viața ta nu este neplanificat de cineva. Nimic din viața ta nu este la întâmplare. Dacă ai impresia că situația scapă din mâini, este un plan. Cineva l-a gândit dinainte. Toate lucrurile sunt sub controlul lui. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și se succede și urmează, se succede următorul tablou, pâinea și vinul. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând, luați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit, l-a dat ucenicilor și au băut toți din el. Iisus le-a zis, acesta este sângele meu, sângele noului legământ care este vărsat pentru mulți. Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea, când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Un text foarte cunoscut, pâinea și vinul. Iisus, la masa de Paște, ia două elemente esențiale și cotidiene ca să se folosească de puterea amintirii, de puterea metaforei. Iisus, dorind să păstrăm vie jertfa lui ispășitoare, își leagă gestul ce urmează să-l facă de două elemente esențiale și cotidiene. Dar expresia cheie din întreg pasajul, din întreg tabloul este care se dă pentru voi. Da, pâinea și vinul, două elemente nelipsite pe care le folosim des. Dar care se dă pentru voi este fraza cheie. Este fraza noului legământ instituit de el. Este conceptul morții substitutive. Și atunci ce învățăm din acest tablou? Putem învăța următorul lucru. Din cauza păcatului, de judecata lui Dumnezeu se poate scăpa doar prin moarte, care moare pentru voi, care se dă pentru voi. Dumnezeu poate să te scape prin moartea unui substituent inocent. Wow! Iisus este substituentul nostru, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Fie ca fiecare om să-și găsească viața în moartea lui. Tot acest moment de la cină, asta vrea să ne învețe. Păcatele voastre vă conduc la moarte. Singura șansă să scăpați este să moară cineva în locul vostru. Este cineva inocent care să moară în locul vostru, Iisus. Eu sunt acela, zice Iisus, care se dă pentru voi. Tablourile se succed. Prevestirea lepădării lui Petru. Iisus le-a zis, toți veți avea îndoiel cu privire la mine, pentru că este scris, voi lovi păstorul și oile vor fi risipite, dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea. De ce le spune Iisus? De ce face acest apel a profeției din Zaharia? De ce? 13:7. De ce? Nu este făcută cu scopul de a condamna pe ucenici, ci dimpotrivă, pentru a le întări inima și credința. Acesta este rostul profeției. Pentru a le arăta că lucrurile nu au scăpat din mâini. Voi bate, voi lovi păstorul și oile vor fi risipite. De ce aveau nevoie să știe ucenicii asta? Pentru că Iisus ne-a spus, profeția a fost făcută, acum se întâmplă. Și cineva știe că se întâmplă. Chiar dacă lumea ta pare să se năruie, adu-ți aminte, Dumnezeu permite istoriei tale să se desfășoare în acest mod azi. El știe ce se întâmplă cu tine, nu e singur, El este cu ochii pe tine, nu a scăpat din mâini hățurile istoriei. Iisus se află în spatele scenei chiar dacă nu-L poți vedea.
prevestirea lepădării nu are rol de condamna pe ucenici, ci dimpotrivă, pentru a le întări inima și credința. Pentru că în versetul 28 spune: dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Adică, deși voi toți vă veți lepăda de mine, eu nu mă voi lepăda de voi. Sau eu nu am să vă întorc spatele, dimpotrivă, am să vă caut, vin să mă văd cu voi. Te-a lepădat de Iisus în ultimele zile, în anumite împrejurări, din diferite motive? Cândva ai fost cu El, al Lui, dar te-ai întors din drum? Iisus a știut ce vor face ucenicii. Iisus știe pe unde ești. Chiar dacă tu te-ai lepădat de mine, îți zice Iisus, eu nu mă lepăd de tine. Eu sunt gata să-ți vin înainte. Vreau să te întâlnesc. Și tablourile se succed mai departe. Ghețimani. Apoi s-au dus într-un loc numit Ghețimani și Iisus le-a zis ucenicilor să-i stați jos până eu mă rog. I-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se tulbure. El le-a zis: sufletul meu este foarte mâhnit până la moarte, rămâneți aici și vegheați. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga ca, dacă este posibil, să treacă de la el ceasul acela. Și întâmplarea o cunoaște mai departe. De 3 ori Iisus îi vizitează și ucenicii dorm. Ce învățăm de aici? Iisus știa ce urmează. Era înspăimântat, mâhnit și întristat. Ce urma El să facă era radical. Istoria urma să crape. Era la răscruce. Taina ținută ascunsă de Dumnezeu de veacuri urma să fie descoperită spre surprinderea tuturor inamicilor Lui, pentru că aceasta era taina. Regele, unsul, Mesia, Hristosul urma să moară pentru păcatele întregii omeniri, ca să fie răscumpărare pentru mulți. Ce urma Iisus să facă era radical. Istoria urma să crape. Tot universul era tulburat. Ce învățăm de la El? Putem învăța foarte clar. În momentele grele de răscruce, poți să faci câteva lucruri. Alargă la Dumnezeu în rugăciune. Hei, Iisus a făcut-o. Noi n-am avea nevoie? Dacă până și Iisus aleargă la Dumnezeu în rugăciune, eu pot fără? Am un alt sprijin? Am resurse proprii? Iisus a alergat la rugăciune înaintea Tatălui. Eu de ce n-aș face-o? 2. Caută sprijinul prietenilor. În momente grele de răscruce, caută sprijinul prietenilor. Adu-i cu tine. Ține-i lângă tine. Și 3, reamintește-ți chemarea primită. Împrospătează-ți în minte ce ai tu de făcut, la ce te-a chemat Dumnezeu, care este chemarea Lui pentru tine. Iată 3 lucruri pe care le putem face în momente grele de răscruce, învățate chiar de la Iisus. Și nu uita, deseori răspunsul lui Dumnezeu este ajutorul de a purta povara, nu de a o înlătura. Și asta învățăm din tabloul Ghețimani. Dumnezeu ne răspunde deseori, nu înlăturând povara, ci dându-ne ajutorul să o purtăm. De cele mai multe ori, ne cerem izbăvirea de situație și primim doar izbăvirea prin situație. Dar mai este ceva în tabloul acesta, în Ghețimani. De 3 ori cei apropiați nu au putut ține pasul cu necazul lui Iisus. De ce tot acest du-te vino? Nu se putea fără? Sigur se putea fără. Dar s-a întâmplat. Și dacă s-a întâmplat, înseamnă ceva. Și am eu astăzi ceva de învățat din întâmplarea aceasta. De 3 ori Iisus se duce înapoi. Dorm. Vegheați cu mine.
iarăși dormiți, vegheați cu mine, iarăși dormiți, dormiți mai departe. De ce toată această mișcare? Pentru că mai este o lecție pentru fiecare din noi, și anume, în fața provocării, rămâi tot singur. Adică crucea ta este a ta și purtarea ei este responsabilitatea ta. Nu ți-o poate purta altul. Te pot sprijini alții, poți să găsești anumit ajutor, dar crucea ta este a ta și purtarea ei este responsabilitatea ta. Tu trebuie să ți-o duci. Nu poți avea pretenția, așteptarea să ți-o ducă alții. Cred că acesta este mesajul din spatele acestui du-te, vino. Iisus a cerut ajutorul lui Dumnezeu și a avut prietenii pe aproape. A știut ce are de făcut. Și cu toate acestea, a găsit sprijin în toate acestea și a mers pe cale mai departe, dar crucea lui a fost a lui. În fața provocărilor, tot singur ești. Tu le duci mai departe, dar înconjoară-te cu Dumnezeu, cu cei apropiați și cu scopul ce l-ai de făcut. Tablourile merg mai departe. Arestarea lui Iisus. Și imediat în timp ce el încă vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el o mulțime de oameni cu săbii și ciomege, trimiși de conducătorii preoților, de cărturari și de bătrâni. Trădătorul le dăduse un semn zicând: cel pe care îl voi săruta, acela este. Să puneți mâna pe el și să-l duceți sub pază. Când a venit, s-a apropiat imediat de Iisus și a zis: Rabbi! Și l-a sărutat îndelung pe obraj. Atunci ei au pus mâna pe Iisus și l-au prins. După 3 ani de umblare cu Iisus, Iuda a avut privilegiul să vezi cu ochii tăi leproși curățiți, orbi văzând, paralizați umblând, morți înviind. Și atunci, este posibil oare să ai parte de toate aceste privilegii și să te împiedici pe drum? Din păcate, da. Din păcate, da. Mulțimea privilegiilor și a binecuvântărilor din trecutul tău nu-ți garantează victoria din viitorul tău. Fiecare zi trebuie să o iei cum vine, să o iei ca atare, alert fiind. Trădarea oricum doare, dar prețul și maniera în care ești trădat te sfâșie. Prețul pentru care a fost vândut mărește durerea. Prețul unui sclav, doar atât valorez eu pentru tine. Mai înainte a fost tabloul, femeia aceea și-a dat economiile pe câțiva ani de zile 300 de denari. Tu mă vinzi pe 30 de arginți? Prețul mărește durerea și maniera în care ești trădat mărește durerea, te sfâșie. Maniera uneori în care ești trădat este mai greu de suportat decât trădarea însăși. Rabbi, și l-a sărutat îndelung pe obraj. Nu puteai să mă arăți cu degetul? Puteai să vii și să mă prinzi de mână, să mă ții strâns până vin ceilalți? Maniera asta este sfâșietoare. De ce o sărutare îndelungă pe obraj? De fapt, ce vroiai să-mi transmiți? Că mă iubești? Că ții la mine? Până în ultimul moment, un astfel de fals? Prețul și maniera în care ești trădat uneori e mai greu de suportat ca trădarea însăși. Te regăsești undeva pe aici? Tablourile se succed mai departe, judecata Iisus în fața Sinedriului. Și aici urmează o întreagă judecată falsă, un surogat, un proces cusut cu ață albă. Cel puțin 10 lucruri ilegale, nelegitime găsești în procesul acesta. Nici n-are rost să ne uităm la ele. Procesul a fost cusut cu ață albă.
Iisus, îl vedem că nu răspunde la mărturiile false. Tace din gură. Răspunde doar la întrebările legate de identitatea Lui. Acolo nu este răspuns, da, sunt. Eu sunt. Stai în fața noastră de proces nedrept, ilegal, exagerat și poți învăța ceva astăzi? Da, poți. Anume, nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții. Va veni o zi a îndreptărilor. Garantat. Viața asta este o junglă condusă de legea ei. Cel mai tare stăpânește, cel mai influent poruncește sau aranjează. Curțile de judecată, da, pot fi corupte. Cei răi sunt mai celebri decât cei cinstiți și sunt mai mediatizați. Așa, și Iisus a avut parte de un proces nedrept. Tu de ce n-ai avea parte? Să fii tratat nedrept în viața asta. Nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții. Va veni o zi a îndreptărilor. Și tablourile se succed mai departe, lepădarea lui Petru. În timp ce Petru se afla jos în curte, în timpul judecății lui Iisus, a venit una dintre slujnicele marelui preot și când l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, s-a uitat la el și a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. Dar el a negat zicând: nu știu, nici nu înțeleg despre ce vorbești. Și știm întâmplarea mai departe, se leapă de Petru de 3 ori. Dar tocmai spusese lui Iisus: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Iată lecția pentru noi. Și nu uitați, Petru îi dictează lui Marcu. Petru învățase lecția blândeții. El vorbește despre el. Ce-am făcut? Ce învățăm din experiența lui? Poate învățăm următorul lucru. Nu te supraestima și nici nu subestima cunoașterea lui în ce te privește. Nu te supraestima. Oricare dintre noi, în condițiile adecvate, suntem capabili de orice fel de păcat. Orice fel de păcat. Nu te încrede prea mult în tine. Nu prea ai în ce. Îți lipsește materialul necesar să te încrezi în tine. N-ai cum să-ți iasă. Nu te încrede prea mult în tine. Nu te supraestima. Sau Petru mai spusese: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Un Petru hotărât, un om de bază, cel mai apropiat lui Iisus dintre ucenici. Petru nu și-a dat seama că aparenta sa tărie poate deveni o slăbiciune. Curajul lui, hotărârea lui, duritatea, sprimea lui, dinamismul lui. Puneți ce calități vedeți în Petru. Aparenta sa tărie sau tăria lui a devenit o slăbiciune. A fost intimidat de o femeie vigilentă. Ce învățăm de aici? Nu să judecăm pe Petru, pentru că nu avem niciun pic mai mult ca el, să nu suntem mai tari ca el. Deci putem învăța că chiar și calitățile personale, dacă nu sunt strunite, pot deveni defecte. Ești conștient de anumite calități pe care le ai? Foarte bine. Dar ai grijă să nu te supraestimezi. Când o faci, te pregătești pentru cădere. Vrei să știi dacă te supraestimezi în cele spirituale? Răspunde la întrebarea următoare. Crezi că deja ești imun la anumite păcate? Crezi că deja anumite păcate le-ai învins pentru totdeauna și-s departe de tine? Dacă da, atunci te supraestimezi. Dar dacă te-ai lepădat de Domnul, vestea bună este că există drum înapoi.
Tablourile se succed mai departe și în Marcu 15, condamnarea lui Iisus. Un alt proces în fața lui Pilat. Pilat le-a răspuns. Pilat le-a răspuns zicând: vreți să vi le liberez pe împăratul iudeilor? Că știa că din invidie îl dăduseră conducătorii preoților pe mâna lui. Însă conducătorii preoților au incitat mulțimea să ceară să le elibereze mai bine pe Baraba. Pilat, răspunzând iarăși, le-a zis: și atunci ce doriți să fac cu cel pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: răstignește-l! Pilat i-a întrebat: dar ce rău a făcut? Însă ei strigau mai tare: răstignește-l! Și astfel Pilat, dorind să facă pe placul mulțimii, l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie răstignit. Și de la Pilat putem învăța ceva. Când sacrifici adevărul pe altarul presiunilor politice sau al intereselor personale, răul își poate face lucrarea nestingerit, întorcându-se și asupra ta. De prea multe ori îngropăm adevărul de dragul micilor noastre interese. Nici Pilat nu trebuie foarte tare acuzat. Pentru că la examenul ăsta cădem deseori și noi. Succesiunea tablourilor continuă, răstignirea, crucea regelui în sfârșit. Conducătorii preoților împreună cu cărturarii îl batjocoreau între ei. Iisus era deja pus pe cruce, zicând: pe alții a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Fără să-și dea seama, acești conducători au spus un mare adevăr: pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Exact așa. E perfect adevărat. Pentru că regele nu se poate salva pe sine ca să mă poată salva pe mine. Exact, aveți dreptate. Nu se poate salva pe sine pentru că vrea să mă salveze pe mine. Nu le poate face pe amândouă deodată. Nu se poate salva pe sine și să mă salveze și pe mine. Ori pe sine, ori pe mine. Și da, pe cruce nu a putut să se salveze pe sine, pentru că a vrut să poată să mă salveze pe mine. Deși avea puterea de a scăpa de umilință, de execuție, nu s-a folosit de ea. De ce? Pentru că nu piroanele și funile l-au ținut pe cruce, ci iubirea ce ne-o purta. Și o astfel de iubire nu se dă bătută niciodată, nici chiar cu prețul vieții, pentru că a vrut să ne salveze. Și pentru că a vrut să ne salveze, nu s-a putut salva pe sine, ca să mă poată salva pe mine. Au avut dreptate! Au avut dreptate! Și iată, ne ajungi la ultimul tablou, moartea regelui. Iisus stă pe cruce câteva ore, dar Iisus, strigând cu glas tare, și-a dat suflarea. Atunci draperia templului s-a rupt în două de sus până jos, când centurionul care stătea în fața lui, Iisus, a văzut că și-a dat suflarea astfel, a zis: într-adevăr, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Centurionul a stat în fața situației, în fața crucii, a pus cap la cap evenimentele ce aveau loc și a tras o concluzie: într-adevăr, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Stând în fața crucii, tu ce vezi? Stând în fața crucii, tu ce vezi? Un om care a murit și n-a mai înviat. Stând în fața crucii, ce vezi? De ce a trebuit să moară Hristos? Este ultima întrebare ce ne-o punem. Și n-am să o elaborez. Am să dau doar un răspuns. Sau nu, am să las pe doi copii să dea un răspuns. Un răspuns dat de copii, dar nu copilăresc. Un răspuns, dacă vreți, memorabil, pe care s-ar putea să-l țineți minte toată viața. De ce l-au torturat pe Iisus? De ce a trebuit să moară Iisus? Haideți să vedem răspunsul acestor copii. Este un clip din filmul Pocăința.
făcut de regizorul georgian Tengi Zabuladze. De ce trebuie să moară Hristos? Haideți să ne răspundă copiii aceștia. Riste, rado mațames, rada așa, arăperi iarda așa, si martili sa tuizațames. Nu greșili, Hristac mertic iar mâncutără, izgatot tătă zeța și citi vida prindă. Ahlați caris, ik marto petili adamia nebiaria. Porote psicar mie șlepat. Rado, porote mzimea. Cime, rado maris, ariți? Porote codui daris tam cimebuli. Gătiliki suli, sulim subukia. Cite vida prindeba, prena arugirs. De ce a trebuit să moară Hristos? Ca să avem sufletele curate. Ca să putem să ne înălțăm și noi. Pentru că oamenii răi sunt grei. Grei de păcate. Oamenii buni sunt ușori. Pentru că Iisus le-a luat păcatele. De ce a trebuit să moară Iisus? Tocmai de asta. Tocmai de asta. Ca să ne ușureze. Să ne ușureze sufletul. Să putem zbura. Iată o succesiune rapidă de tablouri în Marcu 14 și 15. Oricât de sumbre sunt acum culorile acestui ultim tablou, povestirea crucii regelui nu se oprește aici. Mai urmează ceva. Mai urmează ceva. Dacă ar fi să ne uităm la toate tablourile de astăzi, mai este o lecție uriașă în care putem găsi încurajare. Și lecția aceasta poate fi strânsă într-o simplă frază, într-o metaforă. O metaforă pe care un pastor american de culoare a folosit, a fost predica lui dintr-o duminică, undeva în Calvary Baptist Church, din California, Los Angeles. Pastorul acesta s-a uitat peste capitolele 14 și 15 și 16 și a scos o singură lecție de care ne-am putea agăța cu toții. O singură metaforă care vorbește mult. Și metafora aceasta este simplă, clară și este următoarea. It's Friday, but Sunday is coming. E vineri, vremea patimilor, dar duminica stă să vină. Și ascultați predica lui. E vineri. Iisus se roagă, Petru doarme, Iuda trădează, dar vine duminica. E vineri. Pilat se frământă, consiliul uneltește, mulțimea disprețuiește, ei nici măcar nu știu că duminica stă să vină. E vineri. Ucenicii aleargă ca oile fără păstor, Maria plânge, Petru se leapădă, dar niciunul dintre ei nu pare să știe că duminica stă să vină. E vineri. Romanii îl biciuiesc, îl îmbracă în stacojiu, îl încununează cu spini, dar ei nu știu că duminica aceea stă să vină. E vineri. Îl vezi pe Iisus mergând spre calvar, sângele picură, tăcut și neoprit, trupul se împodmolește și duhul e împovărat, dar stai, e abia vineri, duminica stă să vină. E vineri. Lumea a învins, oamenii sunt tot în păcat și cel rău rânjește. Soldații bat în cuie mâinile Mântuitorului meu pe cruce, ei bat în cuie picioarele Mântuitorului meu pe cruce și apoi le ridică alături de cei nelegiuiți. E vineri. Dar stai să spun ceva, duminica aceea stă să vină. E vineri. Ucenicii se întreabă ce s-a întâmplat cu regele lor. Și fariseii sărbătoresc că uneltirile lor au izbutit. Dar ei nu știu, e doar vineri, iar duminica aceea stă să vină. E vineri. Iisus s-a târnat pe cruce. Părăsit de tatăl său, e singur, pe moarte. Oare e cineva să-l poată salva? E vineri. Dar vine duminica.
E vineri. Pământul se cutremură, cerul se întunecă, regele meu își dă suflarea, e vineri, speranța s-a stins, moartea a învins, păcatul a biruit, iar Satan râde triumfător, e vineri, Iisus e îngropat, un soldat stă de pază și o piatră este prăvălită la gura mormântului, dar este vineri, este abia vineri, iar duminica, duminica aceea stă să vină. Este cumva vineri în viața ta? Nu-ți fac probleme. Hai să spun ceva. Duminica stă să vină. Sau în termenii cântării noastre. Când tot ce văd este crucea, tu mormântul gol îl vezi. Vă invit să plecați capul, să închideți ochii. Stăm în fața celor mai grele momente din viața Domnului Iisus. Și El le-a purtat greu. Și El a trebuit să apeleze și să ceară ajutor. Era momentul de răscruce. Istoria crăpa. Urma o zi de vineri. Și puneți ghilimelele de rigoare. În ziua Lui. Este vineri și în ziua ta? Ești în ziua aceea, în etapa aceea de vineri, de patimi, de bagiocuri, de greu, de necaz, de confuzie? Un lucru e clar. Duminica stă să vină. Dacă astăzi este vineri în viața ta, va veni duminica. Va veni învierea, va veni eliberarea. Când tot ceea ce vezi este crucea, El, mormântul gol, îl vede. Este vineri în viața ta? Nu-ți fă probleme. Duminica aceea a eliberării stă să vină.